Elevele lui Dumitru Mușii sunt decise să dea totul pe teren și să furnizeze marea surpriză. Pâlcencele speră ca suporterii să umple polivalenta și să le încurajeze pe tot parcursul celor 60 de minute. O să intrăm să ne facem treaba cum știm noi mai bine, nu o să cedăm, pentru că de-aia jucăm handbal, nu? Să jucăm ce știm noi mai bine și sper că o să facem un rezultat bun. Vă așteptați la spectatori mulți și la o atmosferă frumoasă? Noi sperăm, pentru că avem nevoie de spectatori la orice meci, nu numai la acesta. Și tehnicianul Dumitru Mușii crede într-o calificare de răsunet, chiar dacă recunoaște că CSM București este o echipă greu de învins. Cu credința că avem și noi șansa noastră, cu îndrăzneală, încercând să ne asumăm riscuri, eu sper să facem un joc bun și în urma căruia oamenii să fie de acord că valoarea echipei din Vâlcea îi dă dreptul să joace în play-off. HCM Râmnicu Vâlcea și CSM București s-au întâlnit o singură dată în acest sezon în turul campionatului, câștig de cauză având gruparea din capitală cu scorul de 35-22. Cele două formații se vor întâlni și sâmbătă în returul campionatului, de această dată în București.